Ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia rac. Dacă doriți aflați surpriza și sfatul de sărbători, vom considera perioada până după Sfântul Ion, dragii mei, Crăciun, Revelion, respectiv până spre 7 ianuarie, când de fapt sunt aceste sărbători. Avem și Sfântul Ștefan. Pe 27 avem Sfântul Vasile pe 1, deci, și apoi Sfântul Ion pe 7. Dar de când vedeți dumneavoastră această etalare, chiar dinainte de Crăciun, perioada aceasta este acoperită. Și bineînțeles că nu începe etalarea până când nu aprind și o lumânare pentru sănătatea noastră și a tuturor, pentru sănătatea celor dragi nouă, pentru vindecări, împăcări, pentru găsirea soluțiilor, pentru rezolvarea de dificultăți. Hai să începem. Din oracole voi extrage cărțile care să se refere la surpriză și la sfat, iar clarificările le obținem cu pachetul de tarot, tarotul dragonului este cel care se manifestă. Hai să vedem, iată, extrag această carte ca și surpriză și din partea tarotului doresc să obțin o clarificare, fie că se evidențiază cartea respectivă sau o voi alege eu, cum s-a și întâmplat. Să vedem și din acest oracol ce sfat primiți, dragi doamne și domni din Zodia Rac, pentru perioada aceasta a sărbătorilor, până după Sfântul Ion. Toate cărțile, da, așteaptă, iată, să fie alese și hai să vedem și o clarificare a acestor lamele, acestui sfat pe care l-am manifestat. Și avem, iată, clarificarea. Dragii mei raci, ce surpriză veți avea? Iată o răbdare dumnezeiască în data de 27. 27 decembrie sau în intervalul orar între 2 și 7 sau între 2 și 7 ianuarie. Da? Foarte frumos! Răbdarea aceasta dumnezeiască, să știți că va aduce foarte multe lucruri. Voi aveți emoțiile sub control și bine faceți. Această culoare galbenă vă este de foarte mare ajutor. Surpriza este că poate altcineva are răbdare cu voi să vă explice, să vă ofere sau voi manifestați, da, răbdarea aceasta față de cineva drag. Și văd într-adevăr aici Marea Preoteasă. Ce frumoasă carte! Este chiar cartea Doamnelor Rac sau Domnilor Rac, da, Marea Preoteasă. Dragii mei, din câte sau e marele preot? Nu, e hierofantul. Dar vedeți că m-a indus în eroare, dragii mei, m-a indus în eroare doamna aceasta. De obicei e marea preoteasă, dar e hierofantul care este marele preot, care anunță protecție divină, care anunță poate prezența unui taur care are răbdare sau manifestați voi față de acest taur răbdarea. Și va aduce foarte multe, da? E o surpriză frumoasă care ține de o căsnicie. Poate să fie o cerere în căsătorie pe care să o aveți. Surpriza aceasta să vă recompenseze răbdarea pe care ați avut-o față de persoana dragă. Să fie o cerere să vă mutați împreună, să vă căsătoriți. Sau e o chestiune, sunteți căsătoriți și este ceva important. Pentru că hierofantul vorbește de căsnicie, de tradiții, de respectarea lor, dar și de protecție divină. Dar veți avea răbdare și lucrurile, să știți că vor merge foarte bine sau, cum v-am zis, timpul are răbdare pentru voi, o persoană dragă, foarte frumoasă, foarte frumos mesaj. Hai să vedem și surpriza, care în fond este o mantră. Sunt pregătit, pregătită, de plin, pentru toate situațiile. E foarte important, da, să fiți pregătiți, să fiți flexibili, să fiți deschiși. Această carte denotă aici o călătorie, văd.
o călătorie peste ape, văd da, un peisaj foarte frumos, văd nuanțe frumoase, văd înfloriri, da? Dar important este pregătirea voastră deplină pentru orice fel de situație. Iar sfatul este mereu să găsiți iar și iar alternative, soluții de rezolvare. Cartea clarificatoare este treiul de monede. Da, treiul de monede, într-adevăr, arată deblocări, arată lucruri care merg foarte bine, arată colaborări, spirit de echipă. Treiul de monede vorbește de persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, vorbește de o creștere a venitului. Sfatul este să fiți oameni de... Cum era? Să fiți oameni de comitet, dragi raci. Să fiți oameni pe care coechipierii voștri se pot baza, spune această carte. Foarte, foarte frumoase mesaje care sper să vă ajute, dragii mei. Eu vă mulțumesc din tot sufletul, dar sunt importante alianțele pe care le faceți. Să vă bazați pe prieteni, dar și voi să fiți niște prieteni de nădejde, adică ceea ce spuneți și faceți pentru succesul unei echipe, unei familii, a unui drum, da? Foarte, foarte frumoase cărți cu care sper să că ați rezonat și vă mulțumesc tare mult. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și să vă meargă bine, vă aștept bineînțeles și la celelalte etalări. Să aveți grijă de voi, vă pup, pa, pa!